Valeria Peter Predescu, ești laureată a Festivalului Maria Tănase de la Craiova. Da. Ai o activitate bogată în spate. Acum, cred că dacă ar fi să trecem în revistă toată activitatea ta, ne-ar trebui vreo 2 ore să vorbim numai despre Valeria, despre cântec. Exact. Dar știu că de ceva vreme te-ai aplecat asupra tinerei generații. Da. Am 2 categorii de oameni cărora le port o dragoste imensă. Rapsozii bătrâni și mai tineri, de la care eu mi-am cules cântările și încerc să-i duc după mine unde există spectacole cu rapsozi. Am înregistrat cu ei la diferite case de producție. Țin minte că cu ani în urmă, când erau acele spectacole la radio realizate de colegul nostru, Gruia Stoia, tu, de fiecare dată, veneai în studioul nostru alături de un mare rapsod al meleagurilor, da, Năsăudului. Este vorba de regretata Regina Tăpălagă din Leșu. Dânsa a trăit 95 de ani, frumos, cu demnitate, cu seninătate, la cu ce bunătate vârsta, extraordinară. Ultima dată a venit la București la concert. La 92 concert. De ani am adus-o în concertul de realizat de Marioara Murărescu și Gruia Stoia la radio. Am înregistrat la radio cântecele pe care dânsa le înregistrase cu ani în urmă, în 1936, fiind descoperită de etnomuzicologul Constantin Brăiloiu. Am înregistrat atunci pe Cilindrii de Ceară și la o diferență de o viață de om, am înregistrat de asemenea cântările dumneaei în radio cu domnul Gruia Stoia. Mai apropiată de suflet, în afară de doină, ai preluat de la Regina Tăpălagă. De la Lelea Regina am preluat o variantă a baladei Împărate, împărate, Cucuțule păsărea, apoi am învățat cântecul Gafinii Bozbici, așa s-a intitulat. Nu, no, asta ce înseamnă? Și așa a chemat-o pe Lelea aceea, Gafina. Ah, și a fost măritată în Leșu și a trăit rău cu bărbatul și și-a făcut o cântare. Și-a făcut cântarea ei. Da. Și așa am lăsat-o, cum a numit-o Lelea Regina, am învățat un descântec foarte valoros cu ruga lui Dumnezeu și a Maicii Preacurate, descântec de întors, care nu se cântă, se rostește, are putere magică, desface toate făcăturile, toate urile, toate țâpăturile, toate farmecile de ochiul, rele. Cu de ochiul? Și am învățat și descântece de ochi. Ala să mi-o spui mie. Da, nu sunt o descântătoare.
descântecul l-am publicat în cartea Cântări Năsăudene. Da, ci că degeaba îl citești de acolo dacă nu știi să mai faci și alte... Da, păi explic cui trebuie. Bine, atunci să ne explici. Și ne scăpăm de toate farmecele și făcăturile și o să trăim numai în grija lui Dumnezeu și a Maicii Preacurate. Și în cântecul Valeriei Peter Predescu.